sărbătoare culturală. Sunt Ștefania Mihăilescu și mă bucur să fiu din nou alături de Asociația Fălticeni Cultural la o nouă ediție a Galei 10 pentru Fălticeni. Anul acesta, în aceeași zi, va avea loc și Gala Excelența în Educația din Mediul Rural, zona Fălticeni. Așadar, avem alături de noi și cadre didactice. Până ne adunăm și ocupăm toate scaunele din piață, cu permisiunea dumneavoastră, voi menționa partenerii și sponsorii, fără de care această ediție ar fi fost poate mai puțin colorată. Așadar, sponsor principal, Dedeman. Partener principal, Primăria Fălticeni. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Consiliul Județean Suceava și Arhiepiscopia Sucevei. Fie aplaudăm pe fiecare în parte, fie facem ca la festivalul Birlic, dacă vă amintiți, acel ritual de aplauze sacadate, dumneavoastră alegeți. Continuăm cu sponsor Alevia, Metal Glass, Visus Optic, CR Învățământ Fălticeni, Leximet, Caon, Alma Clinic, Goscon Fălticeni, Simos, Lao Iaga, Bautel, partener de mobilitate, Darex Auto, partener media, TVR Iași, Radio România Iași, Radio România Actualități, Fălticeni Online, Ziarul de pe net, Crainou, Monitorul Suceava, Intermedia TV, Viva FM, Bucovina TV și Impact FM. Îi aplaudăm pe toți încă o dată și le mulțumim. Mă bucur foarte mult că v-ați amintit ritualul de aplauze sacadate pe care îl facem în fiecare an în august la festivalul Birlic, unde cu siguranță majoritatea dintre dumneavoastră veți fi prezenți, pentru că nu-i așa, v-ați trecut un calendar și veți fi în Fălticeni. Continuăm cu menționarea membrilor juriului. 8 dintre aceștia sunt laureați ai celei de-a doua ediții a Galei 10 pentru Fălticeni. Ioan Caulea, Ioan Țicalo, Dalia Mitocaru, Alexandru Spintilic Arciucas, Angela Focșa, preot protoiereu Adrian Dulgheru, Claudia Iacob Crăcăleanu, Daniel Popa, Andreea Preotesei, tenor, manager al Complexului Muzeal Palatul Culturii Iași, Loret Enache, coregraf, Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași. Îi aplaudăm încă o dată pe toți și le mulțumim foarte mult. Jurizarea a fost strânsă anul acesta. Cu permisiunea domnilor voastre, îl invit alături de mine pe Părintele Liviu Vasile Mihăilă, președintele Asociației Fălticeni Culturale. Bună seara și mulțumim pentru această ediție minunată a Zilei Culturii Fălticenene. Bună seara, Hristos s-a înălțat. Luni am avut o atmosferă deosebită la Catedrala Învierea Domnului și atunci am folosit celălalt salut, așa că o să fim mai puternici de data aceasta și o să spun așa: Hristos s-a înălțat! Hristos s-a înălțat! Hristos s-a înălțat! Bine ați venit la Gala 10 pentru Fălticeni, urmată de gala cealaltă, Educația, Excelența în Educația din Mediul Rural, și pentru că avem un timp limitat, eu zic să pornim și apoi mai vorbim. Pornim, dar nu înainte să aplaudăm și pe voluntarii care ne-au ajutat la această ediție. Sunt acolo, în dreapta scenei. Tineri frumoși și foarte harnici, așa am auzit. Prima categorie, educație. Voi citi nominalizările, apoi invit aici alături de noi pe un membru al juriului care va oferi premiul. Să invităm să urce pe scenă. Din păcate, scena este mai mică decât anul trecut și nu mai încăpem și noi. Deci noi, gazdele, rămânem jos, iar laureații urcă și, evident, și cei care, nu? Toți. Și voluntarii rămân aici.
și o să primească fiecare, ați văzut și un tricou, o să facem o reclamă tricoului Ziua Culturii Fătucenene cu 33 de personalități. Fiecare va primi din cei 100 câte un tricou. Așadar îi așteptăm pe scenă pe profesor Petru Crăciun, colegiul Vasile Lovinescu, un reprezentant al colegiului, 100 de ani de excelență în educația fălticeneană, Fundația FARA, combaterea sărăciei prin educație, Alexia Ioana Năstase, elevă, Eric Alexandru Panta, elev, profesor Manuela Magdalena Mărzan, profesor Mihai Radu, profesor Ilie Bălășanu, profesor Liliana Rusu, profesor Daniela Ilincăr. Sigur, îi puteți aplauda, sunt nominalizați la categoria educație. După ce urcă toți, o să facem și o fotografie de grup. Strângeți rândurile, este loc. Ok, mulțumim. Apropiați-vă de cei trei tenori, acolo vor sta cei trei tenori. După ce o să primiți toate darurile noastre, avem și tricoul Zilor Culturii Fătucenene, dar când coborâți, vă dau eu ca să nu aglomerăm prea mult. Și îl așteptăm tot aici, spune pe domnul Ioan Caulea, membru jurului. Ziua tuturor, Hristos a înălțat. De data asta vine mie, revine bucuria de a înmâna acest premiu onorant, acest premiu foarte important pentru educație. Dacă ați vrea să mă ajuți un pic. Da. Ok. Da. În primul rând aș vrea să-i felicit pe toți cei nominalizați. Cu siguranță ei sunt niște oameni foarte implicați în comunitatea educațională. Majoritatea dintre domniile lor îi cunosc și știu că sunt niște oameni deosebiți, foarte implicați în activitatea educațională. Dar pentru că este o competiție și pentru că juriul a trebuit până la urmă să aleagă pe cel care anul acesta este cel mai bine clasat conform punctajului pe care l-a stabilit juriul. Anul acesta premiul pentru excelență în educație merge către colegul și domnul inspector general adjunct, profesor vestar, dr. Petru Crăciun. Felicitări! Felicitări și mult succes, domnule profesor! Dacă vreți să ne spuneți câteva cuvinte și îi felicit pe toți cei nominalizați, sunteți niște oameni deosebiți. Hristos s-a înălțat. Este o onoare pentru mine să primesc acest premiu. Cred că erau alții de măsură să primească acest premiu decât eu. Am făcut doar ce eram dator să fac. Militez pentru progresul fiecărui elev din județul nostru, în funcția pe care vreau mereu o dețin. Totdeauna m-am considerat un profesor la bază și am considerat că cel mai mare păcat pe care poate să-l facă un profesor în viața lui este să aibă un copil bun în clasă, așa cum ai o floare frumoasă și să nu faci totul pentru
progresul acelui copil, adică să-i dai o pâine bună de mâncat. Că poate va ajunge undeva, într-o funcție, astfel încât poate ajuta comunitatea din care face parte, pentru că noi, românii, ne-a ridicat prin câteva valori. Și de aceea, pasiunea profesorilor pentru munca depusă contează foarte mult. Cei capabili de performanță să obțină performanțe, dar și toți elevii să progreseze. Avem niște școli moderne, mulțumim primăriei, domnului primar, pentru ceea ce a făcut în Fălticeni. Toți recunoaștem lucrul acesta, dar trebuie să ridicăm nivelul calitativ al învățământului din tot județul și din România. Pentru că școli avem, dar trebuie să aplicăm metode moderne centrate pe elev, astfel încât fiecare elev să progreseze. Vă mulțumesc din suflet, felicit organizator. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, vă felicităm și fie ca toate urările dumneavoastră să se îndeplinească. Domnul Caulea, trimis și dumneavoastră diplomă de excelență și când o să coborâți, o să mai primiți tricoul oficial al nostru. Foarte rapid o să facem carigrătate un caramitru. Dacă o să vorbim mai mult, o să sună un clopoțel, ca să vedem și gala. Da? Deci, discuțiile foarte scurte. Mulțumim. Educația are voie să vorbească mai mult, dar după aceea la muzică o să cântăm și așa mai departe. Din partea Asociației Fălticeni Cultural vor mai fi două trofee. De data aceasta ne-am gândit pentru întreaga carieră. Și vedem aici pe domnul profesor Mihai Radu și pe domnul profesor Ilie Roșan. De acum fotografia de grup și vă mulțumim din suflet pentru tot ceea ce ați făcut și o să mai faceți. Vă mulțumim, puteți să vă reluați locurile în piața Nada Florilor, aici, în fața scenei mari, amenajată pentru aceste două gale la care foarte mulți vor fi premiați, foarte mulți vor fi aplaudați și vă mulțumim că ați venit să-i susțineți. Este foarte important pentru că nu doar i-ați nominalizat, nu doar i-ați votat, ați venit să-i și aplaudați aici pe scenă. Așadar se împart în continuare și restul cadourilor, darurilor, dar vom continua cu următoarea categorie. Este vorba de literatură și așteptăm pe scenă pe Elena Ștefoi, Maria Țigănescu Crețu, reprezentantul Cenatului Nicolae Labiș Fălticeni, Gheorghe Varganici, Alexandru Cojocaru, Lenuța Rusu, Ioan Caulea, Călin Dănilă, Mihaela Grădinariu. În aplauzele dumneavoastră, bineînțeles! Atenție la scări! În aplauze urcă pe scenă nominalizații la categoria Literatură, Gala 10 pentru Fălticeni, ediția a treia. Suntem un pic mai puțini, n-au venit chiar toți și nici domnul Ioan Țicalo nu a reușit să ajungă din o problemă de sănătate și de aceea o să îmânez eu trofeul, dar și de data aceasta, pentru că nici doamna care câștigă premiul juriului nu a putut veni de la București, însă este în sufletul nostru, poate cea mai importantă poetă la ora actuală,
Și cred că v-ați dat seama, a obținut și niște funcții foarte înalte, a fost și ambasador și fel de fel de activități acolo la București. E de aici, de lângă noi, de la Boroaia, Moișa, Săcuța Boroaia. Și cred că v-ați dat seama, oricum doamna Gafencu și-a dat sigur seama, este doamna Elena Ștefoi. Și o felicităm și vă transmite toate gândurile. A încercat foarte mult, s-a dorit foarte mult să ajungă. Din păcate, o să vină cu altă ocazie. Dar mai avem pentru, din partea noastră, să fie greu, să nu vă supărați, că nu putem da decât încă două trofee, deci nu. Maria Țigănescu Crețu. Felicitări! Și pentru încurajări și pentru că face o treabă bună, totuși. Și perseverent, cenacul Nicolae Labiș, domnul Bărboacă. Felicitări! Dacă fotografia de grup este gata... Un minut, două. Vom un discurs. Sunt atât de emoționată încât nu pot decât să vă salut cu drag pe toți, să mulțumesc din suflet Asociației Fălticeni Cultural și lui Dumnezeu că a lăsat să mă nasc lângă Fălticeni. Mă gândesc acum, să vă spun drept cum mă simt, cam așa cum zicea Labiș în poemul Mihail Sadoveanu. Mă aflu la un examen și sunt fusticit, emoționat. Felicitări, vă mulțumim! Vă invităm să luați și restul darurilor. Ne ajută voluntarii de data asta, da? Vom continua cu următoarea categorie, sănătate. Și așteptăm pe scenă pe dr. Irina Iancu, farmacist Maria Mitocaru, dr. Răzvan Hristea, asistentă Mihaela Iftode, dr. Roxana Radion, dr. Daniela Ailincăi, dr. Vlad Grămadă, dr. Emanuela Mercur-Ruțanu, dr. Casian Mirăuț, asistentă Mirela Olteanu, dr. Andrei Rusu, categoria Sănătate, gala 10 pentru Fălticeni, ediția 3-a. În aplauzele dumneavoastră, bineînțeles. Îndrăzniți, îndrăzniți, trebuie să încăpeți cu toții aici, puteți să veniți până în boxă. Haideți să-i mai aplaudăm o dată, să știți că scena de obicei aduce emoții la pachet. Îi recunoașteți pe cei de pe scenă? Le-ați trecut pragul cabinetelor, farmaciilor? Da sau nu? Cu aplauze îmi răspundeți. Așa, domnul doctor Vlad Grămadă? A, dumneavoastră, da. Ce scuze. Bine. Și membrul juriului, doamna dr. Dalia Mitocaru, o invităm tot pe scenă să ofere premiul. Bună seara tuturor! Am mari emoții, să știți. Vreau să mulțumesc prima dată părintelui Mihailă, că a reușit să adune atâtea valori,
să știți că nu este ușor, este greu de a alege, dar faptul că aceste persoane nominalizate sunt aici pe scenă, este prin faptul că sunt apreciate, sunt iubite, prin tot ceea ce fac, prin munca lor. Felicitări tuturor! Să știți că în sănătate, întotdeauna, medicii, farmaciștii, asistenții, toți, cercetătorii, doar tratează. Numai Dumnezeu de sus vindecă cu adevărat. Felicitări tuturor, încă o dată, și cu bucurie să spun premiul. Să știți că a fost foarte greu. Toți dintre voi chiar îi cunosc, suntem și prieteni. Vă felicit încă o dată. Premiul Gala 10 pentru sănătate, pentru ediția a treia, merge la domnul doctor Vlad Grămadă. Felicitări! Reprezentat astfel de soția dumneavoastră de scenă aici. Bună ziua, mulțumesc tare, sunt soția doctorului Grămadă. Sunt onorată, am emoții, din păcate el este de gardă, dar îl reprezint eu. Vă mulțumim tare mult pentru această onoare și nu face decât să-l motiveze și mai mult să facă și mai multe de azi înainte. Mulțumim! Vă mulțumim, vă felicităm. Rămânem puțin, pentru că mai avem două trofee de dăruit. Așa. Doamna Maria Mitocaru, doamna farmacist Maria Mitocaru, primul trofeu din partea Asociației Fărticei Cultural. E vorba care se spune de la nuntă, de la noi mai puțin, de la domnul primar mai mult, pentru că va fi și ceremonia decernării titlului de cetățean de onoare. Deci, deocamdată, acest trofeu din partea Asociației Fărticeni Cultural, imediat, și imediat vă dăm microfonul, imediat după ce premiem și a doua, și a doua persoană, deci al doilea trofeu, pe lângă trofeul juriului, am rămas uimit de ceea ce ați făcut dumneavoastră, doamna dr. Daniela Ailincă. O să vă spun doar o constatare, pentru că am luat. Lucrând în sănătate, pot să spun că sănătatea nu este totul atunci când o ai. Dar dacă ai pierdut sănătatea, totul este nimic. Vă doresc multă sănătate. Sănătate înainte de toate. Vă mulțumim. Felicitări încă o dată tuturor. Vă invităm către voluntari care mai au daruri pentru dumneavoastră. La categoria artă vizuală vor urca pe scenă Sebastian Rațiu, Codrin Anton, Marinel Dănilă, Andreea Pricop, Constantin Ungureanu Box, Călin Baban și Dan Grigoraș. În aplauzele voastre, bineînțeles! Reiau nominalizările, categoria arte vizuale. Curaj, haideți pe scenă să vă vadă tot fălticeniul. Sebastian Rațiu, Codrin Anton, Marinel Dănilă, Andreea Pricop, Constantin Ungureanu, Călin Baban, Dan Grigoraș. Da, sunt și câțiva care lipsesc. Vă spun așa, chiar Sebastian așa. Rațiu e cu Teatru Matei Vișniec la București. Îmi confirmă și doamnele, pentru că acolo e un turneu și doamna Angela Zarojanu este tot acolo. Domnul Codrin Anton e plecat la campionatul european de fotbal să fotografieze profesionist, să ne arate cum câștigă România. Nu? Așa, de asta s-a și dus. Domnul Constantin Ungureanu Box nu este nici el. Vedem domnul Călin Baban, trebuia să vină domnul Gabriel Baban, a promis că vine, a venit. Ah, perfect. Deci l-am trecut prezent. Domnul Marinel este. Andreea Pricop este. Și domnul Dan Grigoraș, cred că este, este, l-am văzut. Și așteptăm membrul juriului. Și este din juriu,
Eu nu l-am văzut, poate pe aici, pe undeva. Domnul Alexandru Spintili Carciucas, dacă este alături de noi, l-așteptăm pe scenă. Seara, câștigătorul marelui premiu la categoria arte vizuale este Codrin Anton. Felicitări, Codrin, și felicitări tuturor! Bună seara, pentru cei nu mă cunoaște, sunt Elinca Anton și astăzi îl voi reprezenta pe tatăl meu, Codrin Anton, care este plecat la campionatul european de fotbal din Germania, acreditat de UEFA. Cu gândul la evenimentul din seara aceasta, tatăl meu a încredințat următorul mesaj pe care vi-l citesc. Dragii mei fălticeneri care mi-au apreciat munca, vă mulțumesc că m-ați menționat pentru acordarea acestui premiu. Fotografia chiar este o piesă importantă pentru o comunitate care dorește să-și mențină valorile prin arta și să accentueze ideea de progres. Pasiunea asta a mea pentru fotografie mi-a pus la dispoziție un cadru nou de a percepe viața, când totul se leagă de unghiuri și perspective multiple, care vor fi imprimate ulterior în imagini unice, nu ai cum să nu realizezi că aceste unghiuri și perspective îți pot schimba viața, colorând-o intens. Mulțumesc fălticenenilor fain care mă susțin și îmi trimit mereu mesaje de apreciere. Mulțumesc părintelui Mihailă pentru atât de multă implicare și mulțumesc familiei că îmi susține ideile și proiectele. Mulțumesc! Felicitări! Cred că ar fi foarte încântat domnul Anton dacă acum ați intrat pe pagina dumnealui de Facebook și ați dat like. Se va bucura să aibă susținerea fălticenenilor și în online, chiar dacă e departe, și ne revedem cu el la celelalte evenimente. Mai avem două trofee. Cred că e anul fotografilor. Așa ne-am gândit, ne-am inspirat. De fapt, premiem osteneala pe tot parcursul anului 2023, 2022, 2021 și așa mai departe, și o expoziție a fălticenului vechi. Și cred că v-ați dat seama, e un fotograf de-al nostru, drag, Marinel Dănilă. Nelipsit de la toate evenimentele organizate de Asociația Fălticeni Cultural și mai ales la Festivalul Birlic. Aici toți ar fi trebuit să primească câte un trofeu, dar nu avem posibilitatea chiar financiară să facem atât de multe trofee. Deja avem 35 de trofee. Îi mulțumim lui Sebastian Rațu că ne-a făcut cea mai frumoasă siglă a Teatrului Birlic anul acesta. S-a întâmplat că am plecat în turneu la București. Domnul Dan Grigoraș, Andrei Pricop, care dorim la cât mai multe expoziții, și domnul Baban la fel. Dar de data aceasta nu domnul Gabriel Baban primește trofeu, ci domnul Călin Baban. Mulțumim, vă invităm către voluntar. Mai sunt daruri pe care trebuie să le primiți. Urmează categoria muzică. Am înțeles că avem permisiunea să și cântăm, așadar atât nominalizații cât și câștigătorul să pregătească o strofă și o refren. Poate. Așadar, tot în aplauze, îi așteptăm pe scenă pe cei nominalizați la categoria muzică. Reprezentantul corului Învierea al Catedralei din Fălticeni, reprezentantul grupului Moldava al Clubului Copiilor Fălticeni, Victor A. Petrei, Maria Tănasă, Lavinia Moș, Asociația Culturală Muzichin, Mihaela Apostol, Andrei Purdilă, Nicolae Puiu Crețu. Tot în aplauze! Superbe, chiar aseară, cei de la Opera Națională din Iași
ne-am încântat cu acel dor de cântec românesc și alaltă seară am avut un recital al tinerilor talente fălticinene. Deci mă așteptăm și pe Lavinia. Printre care și Andrei Cordilă, care sper să fie acum astăzi noi. Uite. Și doamna Maria Tăiață. Și un actor care și cântă A, B, 3, 3 sau cu I. Și să invităm și... Din partea juriului, o așteptăm pe doamna Angela Focșa. Doamna Angela Focșa. În aplauzele dumneavoastră, doamna Angela Focșa, laureata anului trecut. Asociații culturale de partea juriului, mă scuzați, sunt mare personaj în jur. Oferim doamne Maria Tănasă pentru întreaga activitate. Trebuie de excelență într-adevăr, Maria. Ești cea mai mare folcloristă din zona noastră. Îi dorim multă sănătate și să o mai vedem pe scenă, totuși. Mă așteptăm. Felicitări și mai avem două trofee. Începem cu cel mai tânăr sau cu cei mai mulți? Hai să începem cu vecinii noștri de aici. Corul Catedralei Învierea Domnului dirijor Claudiu Hariu. Toți recunosc ceea ce faceți. Mă bucur tare mult că a venit Victoria Petrei. Victoria Petrei este nominalizat și la teatru și la muzică. E și fălticinean, dacă nu știți. E fiul celebrului Dino A. Petrei, un mare actor al teatrului din Bacău și nu numai, al filmului românesc. Și a venit de la București și o să-l așteptăm într-un recital la Festivalul Birlic. Și a făcut acest efort mare. O apreciem foarte mult și pe Lavinia Moș. În sfârșit, este o activitate culturală, nu numai fălticem cultural, ci și muzichim. Face lucruri superbe și, de fapt, ne-a inspirat. Dacă ei au adus pe cei de la Constanța, noi i-am adus pe cei de la București. Așa că ne-ați dat o inspirație mare. Dar să nu vă supărați, nu oferim trofeul muzichim, o să oferim celui mai tânăr pianist fălticinean, o mare speranță noastră. Veniți cât mai aveți posibilitatea, că după aceea o să trebuiască să mergem să luăm avionul la Viena, în America, cum se știe. Este Andrei Cordilă. Și vivă-mă pentru doamna face. Și darurile cu acest tricou, la primul. Mulțumim mult. Doamna Maria, dacă doriți să ne spuneți ceva, fiind cea care a luat premiul juriului. Vreau să vă spun că mulțumesc celor care s-au gândit să mă nominalizeze, mulțumesc părintelui că face un lucru deosebit pentru fălticeneni și pentru fălticeni, ca să rămână ceva nemuritor. Și vreau să mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că astăzi eu am avut ultimul examen ca profesor la Școala Populară de Artă. Am avut examenul final, de final de an școlar. Pentru că așa era odată. Anul școlar se termina pe 15 iunie. Și cred că numai dragostea lui Dumnezeu a făcut ca Asociația Cultural Fălticeni să mă propună ca să am să simt ce este prolia.
două lucruri frumoase în ceasul în care încerc să mă despart de scenă. Și vreau să vă mai spun că mi-a făcut foarte bine că mi-am adus aminte acum câți ani, părinte? 13 ani, la vreme de seară, chiar de noapte, a venit părintele cu încă, nici nu știu cum o chema pe profesor, nu știu cum o mai cheamă, cu doamna profesoară și a spus: doamna, trebuie să facem, haideți și haideți, și am început și părintele a ființat această asociație. Primul om la care m-am dus, că eram bătrână în Fălticeni, părintele era tânăr, primul om la ușa căruia am bătut ca să fie sponsor și pe un om pe care m-am bazat a fost Mariana Mitocanu. Așa că astăzi ne-am întâlnit frumos. Hristos s-a înălțat. Adevărul s-a înălțat. Vă mulțumim și vă rugăm să nu, să mai fiți pe scenă aici în Fălticeni, la alte evenimente, să primiți aplauze, le meritați negreșit. Mulțumim tuturor, felicitări! Următoarea categorie, ecologie. Și așteptăm pe scenă pe Gabriela Lupașcu, reprezentantul Protoieriei Fălticeni, reprezentantul Kaufland Fălticeni, reprezentantul Lidl Fălticeni, reprezentantul Penny Fălticeni, reprezentantul Interact Fălticeni, reprezentantul grupului local de tineret ARIP în Europa și doamna Sabina Dulgheriu. Îi aplaudăm, îi aplaudăm. Iar premiul câștigătorului categoriei Ecologie egal la 10 pentru Fălticeni, ediția a treia, va fi înmânat. Să-l invităm pe cel care a câștigat anul trecut. Bine, l-a câștigat și anul acesta, dacă vreți să facem o așa ca spirit de glumă. La anul trecut la Ecologie, a câștigat secțiunea Ecologie, primăria municipiului Fălticeni cu acea creșă ecologică. Îl invităm pe domnul Gheorghe Cătălin Coman să ofere premiul. Nu l-am inclus în jurizare, că a fost ocupat, dar vă rog să lucrați. Bună ziua tuturor! Mă aflu aici în calitate de câștigător al ediției trecute, așa este cutuma pe care părintele Mihail l-a transmis-o. Prin urmare, îmi fac datoria de a transmite publicului cine este câștigător în acest an la categoria Ecologie. Și în acest cartonaș scrie așa: câștigătorul secțiunei Ecologie la gala 10 pentru Fălticeni ediția 3-a, Protoieria Fălticeni. Felicitări! Și părintelui Protopop Dulgheru am să rog să îmi transmită câteva cuvinte. Hristos s-a înălțat. Mulțumim foarte mult pentru această nominalizare. Poate vă gândiți de ce Protoieria Fălticeni a fost nominalizată la acest premiu. O să vă spun că acest premiu nu este al meu, ci a tuturor preoților din Protopopiatul Fălticeni. De ce? De aproximativ 10 ani, în fiecare an, procedăm la o campanie de împăturire și lucrul acesta îl facem în fiecare primăvară. Cred că până acum peste 100.000 de pruieți au fost plantați
cuiesc de brad, cuiesc de molit, au fost plantați de preoții din protopiatul Fălticeni. Mulțumim foarte mult părintelui și sperăm că această campanie va continua. Mai avem două trofee. Să începem cu cei mai tineri, care fac o treabă bună și în ecologie și în asistență socială, voluntariat foarte mult, grupul local de tineret ARIP în Europa. Și pentru că au fost primii și cei mai buni în Fălticeni, o lungă perioadă, Asociația Fălticeni Cultural mulțumește în fiecare an pentru că Festivalul Birlic n-ar fi existat în amploarea sa fără doi sponsori mari. Unul e foarte mare, celălalt e mare. Cel mare pune numărul și la Gala 10 pentru Fălticeni, vorba de bani. Iar cel foarte mare ajută consistent Festivalul Internațional de Teatru pentru Tineri, Grigorie Vasiliu Birlic. Dar ei fac o colectare selectivă de foarte mult timp, deci nu e întâmplătoare această nominalizare și evident și acest trofeu al nostru și să fie mai bine în continuare. Vă mulțumim, domnule director de la Kaufland, Fălticeni. Felicitări pentru toate proiectele ecologice, vă mulțumim, vă așteptăm și anul viitor tot aici pe scenă. Înainte să mergem la următoarea categorie, aș vrea să mulțumim și jandarmeriei și poliției locale Fălticeni, care sunt prezenți alături de noi, am văzut aici în jurul pieței și au grijă ca evenimentul să se desfășoare în bune condiții. Și haideți să aplaudăm, nu e mult ușoară, să fii jandar, să fii polițist. Că am spus ceva nepotrivit, s-a închis microfonul. Continuăm. Categoria asistență socială și umanitară. Îi așteptăm în aplauze pe scenă pe doamna Nadia Georgeta Crețuleac, preot Mihail Teofil Saftiuc, reprezentantul Centrului de Zi de Recuperare Sfânta Tereza Fundația Fara, reprezentantul Interact Fălticeni, arhimandrit Alexei Kim, Mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului Broș, preot Pavel Norocel, Sonia Cuseac, Cristina Gabriela Holotă și reprezentantul Fundației Fara. Iar din partea juriului, îl așteptăm alături de noi pe preot Adrian Dulgheru să amânăm premiul câștigătorului, categorii asistență socială și umanitară, Gala 10 pentru Fălticeni, ediția a treia. Este destul de greu să faci o departajare la această secțiune. De ce? Pentru că asistența socială se face foarte greu, cu foarte multă muncă, cu foarte multă jertfă. Toți cei care au fost nominalizați, să știți că iubesc foarte mulți oamenii și muncesc foarte mult. Ca să nu lungesc vorba, avem o nominalizare, Nadia Georgeta Crețuleac. Felicitări! Yeah.
Sponsorul Iela Blues Rumen a oferit aceste tablouri cu ungeri. Pictați, grafică. Să vă bucurați de ei într-un colț frumos al casei. Și de data aceasta, iarăși ar fi trebuit să fie 10 trofee. Facem o excepție, să știți că la teatru și la asistență socială sunt 4 trofee, 3 le oferim noi, unul juriul, deja l-a primit. Începe iarăși pe cei mai tineri. Trofeul Asociației Fălticeni Cultural Interact Fălticeni. Felicitări! Un alt trofeu. Părintele Pavel Norocel, Căminul de Bătrân Sfântul Ilie Suha. Felicitări! Și Fundația FARA, Combaterea Sărăciei prin Educație. Felicitări! De fapt, sunt două aici fundațiile, dar fiecare s-a împărțit, dar vă bucurați împreună. Mulțumim! Rog! Dar două cuvinte vreau să vă mai spun. Părintele Pavel Norocel de la Suha nu a putut să ajungă, de aceea premiul i-a fost înmânat Părintelui Georgian. Aș vrea să vă mai spun că la nivelul protopopiatului Fălticeni, care cuprinde 124 de parohii și mănăstiri, există 5 centre care îngrijesc bătrânii. Este foarte mult, este foarte greu, dar să știți că este foarte multă jertfă. Mulțumim pentru tot ajutorul! Mulțumim și noi și felicitări pentru toate proiectele de asistență socială și umanitară de care vă ocupați zilnic. Hristos a înălțat, mulțumesc din suflet pentru nominalizare, este o onoare pentru mine, este o onoare pentru DGASPC Suceava să fie nominalizată alături de toți cei care sunt alături de mine pe scenă. Este într-adevăr o încununare a activității mele în domeniul asistenței sociale de peste 16 ani. Sunt încântată și îl felicit pe Părintele Mihaila și asociația și vreau în același timp să le mulțumesc colegilor și tuturor celor care lucrează în domeniul asistenței sociale, pentru că într-adevăr este nevoie de mult devotament și de implicare. Mulțumesc și familiei, bineînțeles, pentru susținere, pentru toate momentele pe care le petrec alături de cei în nevoie. Mulțumesc și felicitări! Trebuie să mulțumim Direcției Generale a Protecției Copilului, pentru că atunci am avut nevoie și am organizat în interiorul de la Fălticeni a casei, de lângă Clubul Copiilor, sala Draga Orteanu Matei și cinema Vladimir Gaitan. Și acum ne bucurăm și unii și alții și de fapt toți fălticinenii și toți sucedenii. Mulțumim de noi! Da. Mulțumim și felicitări! Și să primiți tricourile oficiale ale noastre, cumva se și ca la fotbal, avem un 10 pe spate. La categoria jurnalism îi așteptăm tot în aplauzele dumneavoastră aici pe scenă pe Laura Lucescu, TVR Iași, Alexandru Săvescu, Fălticeni Online, Adriana Dascălu-Bulină, Intermedia TV, Tiberiu Avram, Monitorul de Suceava, Liviu Clement, Crai Nou, Mihaela Buculei, Radio România Actualități, Oana Puiu, Infinit TV, Iași, Silviu Buculei, News Fălticeni, Marius Cocoș, Viva FM, Relu Ursachi, Impact FM. Haideți să-i aplaudăm! Și să le mulțumim pentru tot sprijinul media pe care ne-l acordă la toate evenimentele. Și înainte să aibă loc și după. Dacă n-ar fi ei, n-ați aflat dumneavoastră înainte de eveniment de... Silviu Buculei, vă rog, nu se poate așa ceva. Bun, rămâneți acolo din obișnuință. Da, lipsesc câțiva ani, s-au cerut scuze că n-au reușit. Lăbui este plecat undeva foarte departe și doamna Oana Puiu de la Iași.
Căștimeriu Avram și Liviu Clement. Dar iar acum din partea jurului, doamna Claudia Crăpăleanu este alături de noi, este. Vă așteptăm. Mulțumim! Bună seara, bun găsit tuturor! Am aceleași emoții pe care le-am avut și anul trecut când am fost nominalizată și am primit un premiu special. Vă felicit pe toți și mă bucur atât de mult că se face jurnalism și jurnalism de calitate în urbea noastră și în Moldova în general. Și acum, ca să nu lungim, nu-i așa, emoțiile, premiul merge spre domnul Silviu Buculei. Aici de chiar scrie. Deci, cred că e o surpriză foarte mare și mă bucur că trăiesc alături de tine, Silvia, această emoție. Bravo! Felicitări! Felicitări! Și următoarele premii... Să primiți din partea noastră și o bibliună, într-o bună organizare. Mai avem două trofee. Foarte apropiați de noi, de la începutul festivalului Bilic și nu numai, tot din Iași, Laura Lucescu, TVR Iași. Felicitări și mulțumim pentru tot sprijinul, Laura. Și pentru mine, mai, dacă doriți să spuneți după aceea, vă rog. Bună ziua, bună ziua, fălticeni! Cu drag am venit de la Iași și trebuie să spun că de atâtea ori s-a întâmplat să mă întâlnesc cu părintele Mihail în emisiuni de televiziune, pe teren, la filmări și de fiecare dată eram eu cea care îndreptam microfonul către domnia sa. De data aceasta a făcut-o el și mulțumesc pentru gândul bun, pentru surpriză și pentru faptul că vin la Fălticeni, cred că pentru prima dată, fără cameră, fără timp de acoperit la filmări, fără sunet, trepied și așa mai departe, așa încât reușesc doar să mă bucur astăzi de întâlnirea cu oamenii deosebiți de aici din Fălticeni. Mulțumesc și felicitări pentru tot ceea ce faceți! N-ar fi existat acest om, arhiva trupei de teatru Bilic n-ar fi existat. Oriunde ne ducem în Fălticeni și avem o activitate culturală, își face timp și vine după noi. Pentru mine este un bun prieten, eu mărturisesc acum în față. E un bun prieten al Fălticenului, de fapt, pentru că are o arhivă video superbă, un ostenitor și un om smerit. Dar trebuie să primească trofeul. Alexandru Sărbescu. Fălticeni online. Mai avem surprize? Doar atât. Atunci felicitări și vă mulțumim. Vă rog. Nu se cântă acum. Vreau să vă mulțumesc pentru acest premiu și vreau să vă spun că acesta nu este premiul meu, este premiul redacțiilor și, în primul rând, este premiul cititorilor ziarului Craiova și cotidianului Monitorul de Suceava. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi pentru susținere. Felicitări tuturor! Tricouri oficiale, să mă le uitați. Pentru ce de 10? Desigur. Urmează categoria teatru. Mai avem energie pentru aplauze? Mai avem. Ne așteptăm pe scenă pe Angela Zarojanu, manager al Teatrului Matei Vișniec Suceava, domnul Gheorghiță Rusu Persic, manager al Ateneului Național din Iași, domnul Marius Rogojinski, manager al Teatrului Vasilache Botoșani, domnul Alexandru Vasilache, manager al Teatrului Mihai Eminescu Botoșani, Bianca Ciubotariu, actriță, Andreea Nechita, actriță, Stella Cora, actriță, Cosmin Ștefan, regizor, Alexandru Marin, actor și regizor, Victor Apetre, actor. Haideți să aplaudăm ca să se adune din public, să ajungă pe scenă. Lor le place scena.
Acum mă uitați să văd dacă este și membru juriului, că nu mi-a spus nimic și a venit în spate și a spus, a venit vreun actor? Nu știu, n-am văzut pe niciun actor. Haideți, urcați pe scenă, vă rog. Nu l-am văzut, dar e bine. Și domnul director de la Botoșani și e bine că a venit juriul. Am pregătit 4 trofee, să știți. A venit nimic, o să ajungă unde trebuie. Da, Daniel Popa. Daniel Popa este reprezentantul juriului. Hai să vedem cine din Fălticeni îl cunoaște, să-l aplaudă. Doi, mă urc. A ridicat cineva mână? Maică mea nu, e în Italia, deci i-am ridicat. Bună Hristos înălțat, ca să vă zic mai sigur. Eu sunt Dani Popa, pentru cine nu mă cunoaște și pentru cine mă cunoaște, tot Dani Popa sunt. Am 25 de ani și o să vă dau CV-ul pe mail fiecăruia, dacă nu o să mă știți, o să mă cunoașteți. Bun, anul trecut am luat eu premii 10 pentru Fălticeni, a venit taică-mi, că eu am avut spectacol atunci. Salut și pe domnul primar aici, în primul rând, vă rog un rând de aplauze pentru domnul primar. Am prins pe telefon. Un rând de aplauze pentru părintele Vasile Levi Mihaila, care face niște lucruri extraordinare în comunitatea fălticeneană. Căruia îi mulțumesc eu personal pentru cine sunt ca om și ca artist acum pe data de 15.06.2024. Hai să nu mai lungim. Dacă puteți să mă ajutați un pic cu microfonul ca să deschid acest plic cu câștigătorul de anul acesta. Avem așa, premiul 10 pentru Fălticeni se acordă, mă stați într-o poză și pe mine frumos, da? Mulțumesc. Se acordă Angelei Zarojanu. Vă rog frumos aplauze, nu cred că e doamna Angela aici. O să-i dau personal. Exact. Mai avem alte plicuri? Nu. Putem să mergem, gata. Dar faceți și mie o poză cu tot cu ăsta și cu nominalizații. Felicitări pentru toți nominalizații de la fiecare. Super. Super frumos, zici că e gala mea. Mulțumesc din suflet. Da. Am înțeles. Stați așa o secundă, dacă puteți să mă ajut. A fost o regie, de fapt, nu-i așa, Dani? Asta e o surpriză. Imediat dau cuvântul, două chestii. Am mai primit o diplomă, am și de anul trecut o diplomă de asta, părinte, deci asta e copy-paste. 10 pentru Fălticeni, diplomă de excelență pentru contribuția adusă bunei desfășurări a celei de-a treia ediții. Doamne ajută să ne vedem și la a patra ediție! Pentru doamna Angela Zarojanu, niște cuvinte, vă rog frumos! Bună ziua! Doamna Angela Zarojanu este la București într-un turneu, dar sigur este recunoscătoare și vă mulțumește mult pentru acest premiu. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Ediția continuă. Nu uitați cei 3 tenori de la ora 19. Sunați-vă rudele să vină un număr cât mai mare, da? Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi, felicitări tuturor! Stați un pic! Mai avem niște trofee așa, că nu... Domnul director de la teatru... Mihai Eminescu, da? E un colaborator. De fapt, toate teatrele și din Suceava, Botoșani, Iași, sunt foarte apropiate. Acum am hotărât să premiem din fiecare câte un teatru. Teatru Mihai Eminescu din Botoșani, domnului director Alexandru Vasilachi, pe care îl reprezentați dumneavoastră. A făcut un efort foarte mare și întotdeauna răspunde cu plăcere la invitația noastră, Victor Apetre. Cred că nu este managerul actual, dar fostul manager este lângă noi, se pregătește cu vocea. Andreea Preotesei, dacă este prezent, să ia pentru Ateneul Național din Iași, dacă nu, îl așteptăm când o să cânte și îl oprim noi la un moment dat. Îi dai totul, Daniel Popa, el fiind și actor al Teatrului al Ateneului Național din Iași și îl invităm de data aceasta, oficial, pe Daniel Popa, are un spectacol un pic cam dur, se numește Mit, carne, în rol principal.
și Lingăteana Festivalul Biblic, da? Vii! Da, mulțumim! Trimiteți domnului manager și luați tricoul. Vă mulțumim, felicitări tuturor. Dani, te rog să răși microfonul de unde l-ai luat. Nu? Ai primit, ți s-a suflat în cască? Ok. Am zis că pleci cu el. Bun, mai avem o categorie. Ultima categorie la Gala 10 pentru Fălticeni, ediția a treia. Sport. Tot în aplauze, îi invităm pe scenă pe Sebastian Constantin Boambă, box. Ilinca Silișteanu, not. Maria Petroaie, box. Ștefan Lucu, volei, echipa națională. David Arcip, tenis de câmp. Club sportiv Kim Long Dao. Ștefan Lucu, atletism. Marius Stan, echipa de volei a Colegiului Național Nicu Game. Iuliana Irina Cantoriu, canotaj. Sebastian Vasile Osoianu, canotaj. Răzvan Marian Simera, canotaj. Clubul sportiv Alessia Fălticeni. Nu mai invităm pe nimeni, că nu este prezent, așa că o să, după ce și-au diplomele, de fapt în sport, mari sportivi acum sunt în competiție, se pregătesc. Doi ani la rând au fost cei de la canotaj, adică pe apă și în not. Strângeți rândurile să încăpeți cu toții. Sunt mai mulți, sunt cei mai mulți nominalizați la secțiunea aceasta sport. Și cred că ar mai fi încăput mult mai mulți. Ne cere scuze, dar remediem anul viitor. Deci foarte, foarte mulți. Și echipă de volei, avem și box în not, volei, echipa națională, tenis de câmp, King Long Dao, ceva mai departe, atletism, volei, canotaj, canotaj, Clubul Sportiv Alessia. Susținători mulți, hai să vă aud cu aplauze pentru toți și numele. Și o să se pregătească domnul primar pentru momentul special după sport, pentru că după aceea vom avea o gală mult mai scurtă, excelența în educația din mediul rural. Marele trofeu, dar mai sunt încă două după aceea. Nu-i oricum, dacă te uiți la ei, toți sunt bine făcuți, dar cineva joacă Adriana. În echipa Adriana. De volei. Adriana! Și cum se numește? Ștefan Lucu! Felicitări! Bună seara! Pe emoții am... pe scenă am emoții, în teren nu prea mai am de foarte mult timp. Vă mulțumesc și apreciez această organizare și e o mare, foarte mare pentru mine, acest premiu, și să știți că port tot timpul în gând locul de unde am plecat și îl reprezint cu mândrie în sportul de înaltă performanță în volei. Mersi. Felicitări! Mai avem tot un performer, îl urmărim de mult timp. Cine știe, poate va fi ca Sampras, ca Agassi, sau mai nou ca Djokovic, de cine știe, ca Nadal, nu? O să ne spune el ce își dorește, ce tenismen este favoritul lui, David Arcip, din partea noastră, Asociației Fălticeni Culturale. Ce tenismen îți place cel mai mult? Cel mai admirat tenismen e... pentru mine Novak Djokovic, care e cel mai bun la ora actuală. Super! Au avut performanțe foarte mari și ceea ce a contat cumva pentru noi, că nu e ceva a statului român, deși statul român face foarte multe lucruri și acum în Fălticeni, de aceea sunt foarte mulți sportivi, sunt și pe partea particulară, dar mai mult statul român. Dar el se organizează foarte bine, mai este și clubul nominalizat și celălalt două cluburi, efortul propriu și o echipă de volei, Clubul Sportiv King Long Dao. Și cu asta
Cine nu s-a înscris până acum într-un club sportiv are șansa astăzi să meargă direct la reprezentanți și să o facă. Felicitări și vă mulțumim, sunteți o inspirație, mai ales pentru cei tineri. Așadar, gala 10 pentru Fulticeni, ediția 3-a s-a încheiat. Îi aplaudăm încă o dată pe toți cei nominalizați, pe toți cei care au câștigat. Și să ne revedem cu bine și la anul, dar rămâneți aici pentru că urmează un moment special și ulterior.